Masca e un paravan în care se ascunde tot omul. Ori mai bun, ori mai puțin bun. Și sub mască, masca era și înainte vreme, au fost multe obiceiuri și aici au fost de alungarea duhurilor de păpășuni, era primăvara, obicei care s-au pierdut, era iar tot în perioada de iarnă feciorii care era mai timiz, mai așa, se apropie numai câte înșezători, mergea înșezători și era mult timiz, care nu s-a apucat, nu s-a apropiat de câte o fătucă pe aici pe înșezător, numai când își lua masca pe față sau când se îmbrăca, atunci s-a apropiat de ea și o începea pipăi vorba. Vine pe dedesubturi, așa știți dumneavoastră la ce mă gândesc și la ce mă refer. Cu pipăitul, așa, îi băga mâna pe sub, sub mine pe sub. Da. Așa, pe sub dedesubturi, numai când avea mască, că în rest era un docil și un retras și atunci sub mască oricare om deja e altul. E, prinde curaj. După cum vedeți, masca, măștile care le fac eu sunt total, au o altă alură, nu-i copiată după alte măști. Deci masca, după masca tradițională, i-am dat un plus. Mai mult mai expresiv. Deci nu, n-am încercat să copiez. Vedeți, sunt măștile cu personalitate. Și de asta, probabil, zic eu, am avut și destul de mare succes ori pe unde am fost cu ele, ori pe unde le-am dus și în Berlin, și în Viena, și în Strasbourg, și în Bruxelles, și în Statele Unite și pe unde, cum or mai fost, că nici eu nu mai știu până ce colțuri de lume am împrăștiete. Au avut trecere, nu? Și nu pot să zic că chiar se poate trăi din asta, dar mă ajută cât de cât.